contractele colective de muncă se înregistrează la inspectoratele teritoriale de muncă, iar odată preluate de inspectorii de muncă, sunt verificate și sunt adăugate acte adiționale tocmai pentru a se respecta normele legale aflate în vigoare. În perioada analizată, numărul acestor contracte de muncă variază și în funcție de problemele cu care s-au confruntat angajatorii. Conform legii dialogului social, contractele colective întocmite la nivelul angajatorilor sunt înregistrate la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, în speță cele din județul Brăila, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila. În primele 4 luni al anului 2013, contractele colective active aflate înregistrate la Inspectoratul Brăila sunt în număr de 216. În perioada 30-a 4-a 2013 au fost înregistrate 71 de contracte din cele 216 aflate în perioada de valabilitate. Acestea au fost înregistrate 70 pentru agenții economici și capital privat și unul pentru o unitate cu capital majoritar de stat. Tot în această perioadă au fost înregistrate și acte adiționale de modificare sau de prelungire a contractelor colective în număr de 48, iar din contracte întocmite în anii anteriori au fost încetate 30. Facem precizarea că la înregistrarea contractelor de muncă la ITM, o echipă din compartimentul de administrare și monitorizare relații de muncă verifică, să zicem, corectitudinea întocmirii acestor contracte și se formulează și se înaintează angajatorilor observații cu privire la, să zicem, clauzele neconforme înserate în acestea. Și în această perioadă, pentru contractele de muncă înregistrate, au fost făcute recomandări cu privire la modificarea contractului de muncă prin încheiere de acte adiționale, cu referire la stabilirea duratei privind acordarea concediilor fără plată pentru salariați, stabilirea perioadelor privind acordarea preavezului de concediere și demisie, respectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, stabilirea cuantumului indemnizației de legare de detașare, stabilirea cuantumului sporurilor negociate în cadrul contractului colectiv de muncă și respectarea prevederilor legale privind perioadele de valabilitate ale contractului colectiv de muncă. Inspectorii de muncă din Brăila vor analiza cu mare atenție orice contract colectiv încheiat și depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă, tocmai pentru ca fiecare dintre acestea să respecte legislația actuală. Peștele Pasca și produsele specifice sărbătorilor pascale au fost atent verificate de comisarii de la Protecția Consumatorilor Brăila, iar surprizele nu au întârziat să apară, motiv pentru care și sancțiunile au fost pe măsură. În timp ce unii agenți economici au avut produse oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor constatate, altora li s-au oprit de la vânzare definitiv unele produse expirate pe care trebuie să le distrugă pe cheltuiala proprie. În ultima perioadă a lunii aprilie, anterior sărbătorilor de Florin și Paști, au fost făcute diverse controle. Primele se referă la produsele specifice, respectiv pește. Au fost controlați 7 operatori economici, între care 6 au avut abate de la legislația specifică. Au fost controlate 751 de kilograme de produse diverse, din care 109 kilograme au avut abateri. Și din acestea 5 kg aveau data limită de consum depășită și au fost oprite definitiv la comercializare, restul fiind oprite temporar de la comercializare. S-au aplicat 2 sancțiuni contravenționare în valoare de 2000 de lei și 8 avertizmente. În general, problema s-a referit la informare. Pe produsele ambalate, acolo unde există capitolul ingrediente și unde există și celebrele euri, o parte dintre ele trebuie să fie afișată grupa de produse, urmat de denumirea produsului respectiv sau indicele E, adică, spre exemplu, acidifiant, acid citric sau euri respectiv. Dar 2 din cele 3, prima grupa din care face parte și a doua, sunt obligatorii și nu erau afișate. La anumite tipuri de conserve din pește a lipsit tipul uleiului, deci este obligatoriu să afișeze atunci când este o conservă ulei să spună ce fel de ulei, de ce origine este uleiul.
La produsele proaspete lipsea denumirea produs sau era o confuzie, în sensul că nu există, spre exemplu, albitură, ci putea să existe obleț, da? Și la o parte mai sofisticată lipsea metoda de producție, în sensul că erau capturi în apele interne de cultură, fiind, după cum știți și dumneavoastră, prohibiție în acea perioadă. Pentru produsele pascale s-au controlat mai multe tipuri de produse specifice pentru această perioadă, deci în primul rând produse de carne și produse din carne, 6 operatori economici, 5 abateri, s-au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 34.000 de lei, s-au oprit definitiv de la comercializare un singur kilogram de produs, era vorba de niște produse expirate, și temporar de la comercializare 30 de kilograme de produse în valoare de 337 de lei, cele care au avut abateri de la etichetare, de la informare. O să vă dau la sfârșit și abaterile. Doi operatori economici, s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 de lei, dar nu au fost abateri referitor la calitatea produselor, ci abaterile generale care țin de obligațiile operatorilor economici, indiferent de produsul pe care îl comercializează. Produse de patiserie, 4 operatori economici, 4 avertizmente, au fost oprite temporar de la comercializare 16 kg de produs în valoare de 459 de lei. La ciocolată și produse din ciocolată, 3 operatori economici, unul singur a avut abatere, s-a dat o sancțiune de 10.000 de lei, 3 kg de produs în valoare de 100 de lei fiind oprit temporar de la comercializare. Vin 2 operatori economici, 2 avertizmente. Lista abaterilor constatate de cei de la Protecția Consumatorilor la aceste controle este lungă și variată. Dintre abaterile depistate, clasice, lipsă prețuri, lipsă afișare Infocons, lipsă afișare firmă cu denumirea societății, lipsă program de activitate afișat. La anumite produse din carne nu era afișat avertizmentul că nu se poate recongela după decongelare. Afumătură la gradul generic, la denumirea generică, fără să precizeze sortimentul și din ce specie de animal și ce anumită parte a animalului. Lipsă afișarea stării termice a produsului și lipsă listă de ingrediente. Informare incompletă pe patiserie, în sensul că nu se preciza procentul de cacao. Traducere în limba română lipsă sau traducere parțială în limba română. De asemenea, aceeași abatere ca și la pește, în sensul că exista grupa de produs afânător, spre exemplu, fără să fie precizat ce afânător se folosește sau indicatorul E. Altă chestiune care este importantă, apar imagini pe produs, iar la ingrediente sunt arome, legislația specifică interzicând acest lucru, în sensul că dacă sunt fructe sau legume afișate pe etichetă, înăuntru trebuie să existe neapărat ori porțiuni de fruct, pulpă sau chiar suc și nu arome. Lipsă afișare gramaj, lipsă importator, etichete greu lizibile. Controlele au vizat și alte produse de panificație și nealimentare întâlnite în zona piețelor din municipiu. În perioada anterioară am mai făcut și alte verificări. Una s-a referit la produsele de panificație. S-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, din care 5 avertizmente și 5 amenzi în valoare de 22.400, abateri, lipsă afișare a denumirii producătorului, prețul pe bucată pe kilogram. Deci la pâine este obligatoriu să afișeze denumirea sortimentului și în denumirea sortimentului trebuie neapărat să conțină informații adevărate, care să dea informații corecte vis-a-vis de natura produsului, în sensul, spre exemplu, franzelă albă sau franzelă neagră, sau poate să boteze cum vrea, dar neapărat trebuie să știm ce tip de făină conține produsul respectiv. Prețul pe bucată, prețul pe kilogram și greutatea unui produs, unei pâini. Lipsă afișare gramaj, deci exact ce spuneam mai devreme, și lipsă afișare program de funcționare. Alt control tematic, produse nealimentare,
în zonele aferente piețelor municipiului. Am controlat mai mulți, dintre care 4 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 amenzi în valoare de 11.000 de lei. Lipsa denumirii producător importator pe etichetă, ca abatere, lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare, lipsa compoziției fibroase și condiții de întreținere la produsele textile și afișare preț. Totodată, în perioada aceasta a fost efectuat și un control fulger la un anumit tip de apă îmbuteliată care a fost oprită temporar de la comercializare după ce s-a constatat că în reclamă una se spunea, iar realitatea era cu totul alta. Am mai avut un control fulger de 2 zile. 3 operatori economici care au avut cantități însemnate în această apă au primit sancțiuni contravenționale în valoare de 60.000 de lei și au fost oprite temporar de la comercializare dozele cu apă. Noi am dat sancțiunea pe informare. Semnalul și controlul a plecat datorită faptului că se spune că această apă este cea mai pură și că are 0% nitrați, și ați văzut și dumneavoastră și pe reclame. În realitate, pe controlul efectuat și pe analiza de laborator au fost 0,38. Nu s-a putut face o oprire definitivă de la comercializare, deoarece se înscrie numai ora ambalării și nu se spune lotul ca să poată lua o măsură majoră. Au fost reacții și din partea operatorului economic, fireși probabil, către comercianții căruia furnizează acest produs. Ceea ce este mai important este că nu este elementul important care să definească ca o apă fiind foarte pură. Există alte 10 elemente care sunt controlate, iar cantitatea de nitriți existentă în apă poate să fie până la 50 de miligrame la un litru și faptul că există 0,038 nu poate să o definească fiind o apă foarte pură. Este foarte important, în general, ca lumea să fie atentă la reclamele care se fac. O parte dintre ele sunt capcane. Eu am mai spus și cu alte ocazii că există un număr mare de psihologi care lucrează atunci când se face un spot publicitar. Controlele continuă, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor sunt gata să aplice prevederile legale aflate în vigoare și să-i sancționeze pe cei care încalcă legea. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila reamintește angajatorilor faptul că pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Angajarea se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial, sau în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii pentru elevii și studenții respectivi sau au beneficiat pentru elevii și studenții respectivi de acest stimulent financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii din județul Brăila vor încheia cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor o convenție. Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din Bulevardul Dorobanților, numerele 603-605 parter, biroul numărul 3. Anul acesta, la 25 mai, Biblioteca Județeană Panaiti Strati din Brăila sărbătorește 80 de ani de la nașterea criticului, istoricului literar și eseistului Eugen Simion, membru al Academiei Române. Expoziția de carte organizată în holul bibliotecii cuprinde proza lui Eminescu, orientări în literatura contemporană, scriitor român de azi.
Timpul trăirii, Timpul mărturisirii, Jurnal parizian, Dimineața poeților, eseu despre începuturile poeziei românești, eseuri despre relația creator-operă, Sfidarea retoricii, convorbiri cu Petru Dumitriu, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii și fragmente critice. Biblioteca județeană Panaiti Strati organizează o expoziție documentară cu prilejul împlinirea 80 de ani de viață a criticului, istoricului literar și eseistului Eugen Simion. În vitrinele expoziționale din holul bibliotecii se află lucrările fundamentale ale lui Eugen Simion, volume care pot fi solicitate de către cititorii noștri la secția de împrumut a Bibliotecii Publice Brăilene. Opera sa fundamentală este Scriitor român de azi, care cuprinde 4 volume și este singura amplă analiză a evoluției literaturii postbelice, ce dovedește remarcabila vocația criticului de a cuprinde una dintre cele mai complexe epoci ale istoriei literaturii românești. Putem spune că în critica literară actuală, Eugen Simion este un reper obligatoriu și o personalitate autoritară. Senatorul PSD Ion Rotaru susține că facturile la energie electrică ar putea să scadă, mai ales că în afară facturile sunt pe o pantă descendentă, tocmai pe fondul explorării gazelor de șist. Declarația premierului legată de posibilitatea de a scădea factura la energie, având în vedere discuțiile și, mă rog, concluziile la care s-a ajuns privind cota de certificate verzi care ar putea fi acordată celor care produc energie verde, pe care de consecință acest lucru generând o scădere a facturii la energie, atât pentru populație cât și pentru agenții economici, lucru extrem de important, pentru că începuse să ducă pe o pantă destul de ascendentă această factură la energie, în condițiile în care există această bătălie între Europa și America. În America energia începe să scadă pe fondul exploatării gazelor de șist. La noi este invers, de aici este și discuția cu gazele de șist, lăsată cumva la latitudinea fiecărui stat de a găsi formulele prin care să nu încalce reglementările privind mediul și celelalte chestiuni, dar să ajungă și la o formulă prin care probabil că eventual vor fi exploatate aceste gaze de șist pe tehnologii mai noi, rămâne de văzut. Deocamdată se pune problema doar explorării și nu exploatării. Cât privește discuțiile legate de explorarea gazelor de șist, la noi senatorul social-democrat atrage atenția că în primul rând trebuie să vorbim de explorarea acestei posibilități și abia mai apoi de exploatarea propriu-zisă. Repet, este vorba de a explora, de a vedea unde, ce și rămânând ca în următorii ani și viitoarele guverne care vor ajunge la conducerea țării să iau o decizie în funcție, repet, și de tehnologiile care pot să apară între timp și care pot genera alt mod de a exploata aceste gaze și nu prin acea fracturare de care se discută, dar e o chestiune tehnică pe care n-aș vrea să o aprofundăm, că nici eu nu mă pricep prea mult la ea. Declarațiile au fost făcute de senatorul Ion Rotaru la cea mai recentă conferință de presă susținută la sediul partidului. În etapa 28-a s-au consemnat 3 succese ale gazdelor, 4 ale formațiilor vizitatoare și o victorie la masa verde, beneficiară fiind Conpe Cireșu pentru că Gloria Movila Miresei nu s-a prezentat la joc. Pandurii Tudor Vladimirescu a câștigat cu 2-1 derbiul cu Dunărea Gropeni. După o ultimă repriză în care niciuna dintre combatante nu a găsit calea spre gol, echipa gazdă a deschis scorul prin Lilian Constantin, însă cu largul concurs al portarului Tunea. Pandurii au rămas în ofensivă și în minutul 89 și-au mărit avantajul după reușita lui Gianu. În cel de-al doilea minut al prelungirilor, Mogoș a marcat golul de onoare al oaspeților. O partidă echilibrată și cu răsturnări de situație s-a derulat la Tufești. FC Tufești a condus cu 2-0 în minutul 21 după reușitele lui Cazan și Mirescu, însă la finalul primei reprize scorul a fost egal, 2-2, pentru că oaspeții au înscris tot de 2 ori prin Cristea și Buteseacă.
Mirescu a mai adus o dată pe FC Tufești în avantaj, însă finalul de partidă a aparținut echipei CS Făurei, care a mai marcat de două ori și s-a impus cu 4-3. Un scenariu asemănător s-a derulat la Iancă. Viitorul a condus de două ori cu 1-0 și 2-1, dar în final Victoria Traian și-a trecut în cont toate punctele. Voița Găisanca a câștigat cu 2-1 în deplasare la Viitorul Galben, o victorie importantă pentru echipa pregătită de Fănel Țapu, care pentru prima dată în acest campionat nu mai este pe un loc retrogradabil. Scorul etapei a fost realizat de Viitorul Însurăței. Echipa antrenată de Banian Stăvărache s-a impus cu 6-2 în fața celor de la Șuțești și a urcat pe locul secund în clasament. După etapa 28-a, podiumul se prezintă astfel. Pe locul întâi, Cont pe Cireșu cu 78 de puncte. Pe locul al doilea, Viitorul Însurăței cu 60 de puncte. Pe locul al treilea, FC Tufești cu 59 de puncte. Tot cu 59 de puncte, dar cu un golaveraj inferior, Victoria Traian ocupă locul al patrulea. We'll be right back.